Mai bine și-aștea
Atunci ascultă o poezie. Copil când eram, eu mofturi n-aveam, doctorii luam și le învițeam mulțumind frumos că sunt sănătos. De ce? Țip, să mă audă toată lumea.
Dar pe tine? Wendy, Angela, Diane, Mary Well, Kitty, Darling, Wendy. Ia uite cum o cheamă. Și toate astea ești numai tu? Da. Unde locuiești? A doua la dreapta, apoi înainte, până mâine dimineață. Eu nu primesc scrisori. Nici mama ta? Eu nu, mama. Vrei să fiu eu mama ta? Să nu mă atingi. De ce? Nimeni nu m-a atins niciodată. Să nu mă de bine. Și n-am nici umbră. Ai trebuit cu sută la loc. Ce înseamnă cu sută? Voi, băieții, nu sunteți în stare să înțelegeți astfel de lucruri. Vină pe aici. Așa încât ar trebui
știu prea multe și când un copil spune nu cred în zâne, undeva o sună moare. Păi ce foame? Nu. Tu unde locuiești? Cu băieții pierduți. Cine sunt acești băieți? Sunt copii care cad din cărucior când nimeni nu are grijă de ei. Dacă nu sunt ceruți și găsiți în 7 zile, sunt trimiși departe, în țara de nicăieri. Eu sunt capitanul lor. Sunt și fete? Nu, fetele sunt deștepte ca să cadă din cărucior. Cine ar putea zbura dacă ar avea încredere că așa ceva e o putință? Căci a avea încredere înseamnă a avea aripi. Poate că toți am putea zbura dacă am fi tot atât de siguri că o putem face.